Cu declarația în exclusivitate a lui Eugen Mărți, instructorul de yoga acuzat că a condus o rețea de trafic de persoane timp de 12 ani. Acesta a vorbit în fața magistraților despre relația sa cu Gregorian Bivolaru, liderul MISA, și le-a spus ce sfaturi a primit de la acesta. Mai mult decât atât, a susținut că nu le-ar fi spălat pe creier pe femeile pe care le-a convins să facă videochat în folosul său. Bogdan Borza are informații, te ascultăm, Bogdan. Bun găsit tuturor! Avem în exclusivitate declarația pe care a dat-o Eugen Mărți în fața judecătorului de drepturi și libertăți de aici, de la tribunal. Acesta a vorbit și despre relația pe care el o avea cu Gregorian Bivolaru, pe care a spus că îl cunoaște, dar n-a mai avut nicio legătură cu el de 10 de ani și a spus că a ales să nu pună în aplicare practicile lui Gregorian Bivolaru, care știm că i-au adus acestuia probleme cu legea. De asemenea, a spus Eugen Mărți că el este un antisectant. A mai spus că niciodată nu și-a folosit competența pentru a-și pune la tăcere interlocutorul și de asemenea s-a arătat dezamăgit de faptul că ieri polițiștii nu l-au scos prin spate. A spus că și-ar fi dorit să fie scos prin spatele blocului, nu prin față, așa cum au făcut anchetatorii, pentru a nu fi filmat de către presa care se afla la fața locului, iar în ultim cuvânt a declarat că preferă să ajungă acum să cerșească decât să se mai apropie vreodată de un studio de videochat.